Mariu și astăzi o să facem un nou challenge cu prietenii mei, Alejandro și Alexica. Și astăzi o să jucăm să tragem la poartă. Adică, uite, Alexica e în poartă și Alejandro o să trage primul și o să trag al doilea. Și începe. Gata, am început meciul, acum o să trag cu Alejandro. Abonați-vă la canalul lui! Acum o să tragă Marius direct la poartă, frate, noroc. Acum o să tragă din nou Alejandro. Acum iar o să tragă Marius, o să jucăm până la 5, e 1-0, 1 e pentru mine, 0 e pentru Marius și poate are și eu. Hai să te gol, fraților, e 1-1. Deci, fraților, acum este 1-1 și acum o să trag de nou. Acum e scorul 2-1. Acum o să dau camera la Mario, la Alejandro. Iar o să tragă Marius. Deci scorul e 2-1. Pentru mine e 2, pentru Marius e 1. Alejandro, de scorul este 2-2, știți deja, și acum se tragă Marius. Poate, uite că scăpam telefonul, poate avem, am și un loc acum. Mamă! Te scurri tot 2-2. Scurri tot 2-2. Bă, îți dai seama? Când am tras, era să alunec, știți? Era să alunec, uite așa, mi s-a dus piciorul, uite așa, când s-a dat așa la poartă, nu s-a adus așa, s-a dus uite așa. Dar s-a dus încolo și închidea, că aia merge, uite așa, vedeți, uite așa. Așa. Și acum o să tragă Alejandro din colț până la poartă. Să dau direct gol. Știți? Am mai dat gol din acest gol. Am mai dat gol. Uite, de exemplu, uite așa merge mingea. Uite aici e pomul și uite așa merge. Știți? Cu curbă merge. Hai să vedem. Să fie cu noroc. Acum o să dau și eu ca Alejandro, să vedem dacă mi iese și mie, să vedem, poate am noroc, poate nu am, nu știu. Ok, acum o să trag Marius, tot așa ca mine, în stil curbă, deci pomul ăla trebuie iar să depășească. Hai să vedem.
Deci scorul e tot 2-2. Nu cred că nici acum nu am dat un gol. Dați un like și cum a zis Alexandru.